Știți? Eu aș fi vrut să mă fac doctoriță. Pentru că mi-era și frică de doctori, dar știam, era clar. Dacă mâine vrei să fie iarăși bine, să te joci, să te bucuri de viață, să ai voie înghețată, atunci cineva trebuie să te repare, cum reparam eu păpușile. Și atunci venea domnul doctor, doamna doctor. Și cumva ei le reparau pe toate. Apoi mai târziu mi-am pus în mână doctorilor, a medicilor, toată nădejdea, toată speranța. Chiar imposibilul îl așteptam de la doctori, de la medici. Știu, am avut în preajmă medici, doctori în familie, care sacrificau tot. E vorba de vocație, e vorba de suflet, e vorba de știință, e vorba de dragoste de oameni. Vă sunt profund recunoscătoare. Și astăzi, și ieri, și în fiecare zi. Nu de puține ori îmi pun toată speranța. Cred că puteți face imposibilul. Am dreptate, n-am dreptate. Nici nu mai contează. Știu doar că atârnă de voi speranța mea. Îmi încredințez, nu de puține ori, toată nădejdea în mâinile voastre. Vă mulțumesc, adâncă reverență, recunoștință, astăzi și în toate zilele vieții noastre. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, medici, doctori, întreg personalului sanitar, celor care vă luptați și astăzi și ieri și în fiecare zi, pentru viețile și pentru sănătatea noastră. Vă mulțumim!